Bine v-am găsit! Astăzi vă spunem povești din Mamaia, suntem la Hotel Histria. Peste drum este Hotel Grand Astoria, nu prea se vede. Aici e parcarea, o mulțime de mașini. Ne îndreptăm spre litoral, pe aleea din fața Hotelului Histria, care între noi fie vorba, e un mare dezastru. Parcarea asta din față, nu știu, parcă n-am văzut secolul 21 în vecii vecilor. Hotelul e cum e, niște bare ruginite în loc de balcon. Hei, 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 asta e aleea pe care mergem la mare. Copacii ăștia îmi plac, nu zic. Ăștia ce mai salvează pe aici, că dau răcoare. Da, nu știu, în spatele nostru este Hotel Marie. Deci ăsta este Histria chiar spre mare. În spate, acolo, așa, Hotel Marie, care este ceva mai civilizat. Bă, Histria e un dezastru. Histria este un dezastru. De la Marie, tot aici mergeam spre mare. Și mă minunam cum e posibil ca Mamaia să fie așa niște spații. Dacă așa e peste tot în Mamaia. Mai mult renumele de Mamaia. Ce să faci, frate? Asta e viața. Așa. Niște lei pe aici de piatră tolăniți în stânga, în dreapta. La intrarea în hotel e și aici o intrare. Ce să zici, frate? O adunătură de tot felul. Uite, lei. Ia cafeaua. Am și uitat că îmi trebuie și o cafea. Asta este Histria. Ok. Bun. Pe aici ieșim spre plajă. Bă, frate, natură sălbatică. Plin de mașini normal, parcate. În spate se vede plaja care a fost lățită. Aici e plin de restaurante, cum se obișnuiește, deci iată Histria. Frate, e un dezastru hotelul ăsta. M-am ferit să vorbesc, eram aproape de recepție. Deci în viața vieților mele, câte cazări am avut în viața mea, așa un dezastru, eu n-am văzut la o cazare. Da, ok, nu vreau să dezvolt, în fine, este plin sezon și normal că are căutare, că oamenii vin la mare, normal. Vrem la mare, vrem să facem baie în mare. Și atunci, în fine, nu pot să înțeleg cum trec ani și nu se îmbunătățește nimic. Măcar un asfalt acolo aici pe alee, da? Ok, asta e. Asta este. Trecem strada asta așa și intrăm spre mare, care marea întotdeauna e frumoasă și ne place. Iată, am intrat pe plajă, plaja din Mamaia. Vedem hotelurile din spate, Histria noastră, vai de ea, sărăcuța, Hotel Tomis și, mă rog, ce alte clădiri mai dincolo, ia să le vedem mai de aproape. Ok, Mamaia. Așa. Hotelurile din Mamaia văzute de pe plajă. Tomis, Histria, sărăcuța Histria. Și altele. Asta e din coace de stradă. Aici e așa un spațiu pe care nu-l folosește nimeni, că e o căldură copleșitoare. Cine stă pe plajă pe căldura asta? Așa. Și mergem un pic pe plajă, să vedem plaja din Mamaia, o grămadă de umbreluțe. Trebuie să recunosc că acum câțiva ani, când am venit aici, era plin de șezlonguri, era armată de șezlonguri peste tot. Acum este mai simpluț. Turiști puțini, aș zice eu. Nu e cine știe ce aglomerație. Plaja pustie, eu nu înțeleg, au lățit plaja asta ca să ce? Ca să mergem noi până la apă câte 5 minute. Nu înțeleg. Avea câteva rânduri de umbreluțe lângă apă, e Mamaia. Mamaia de acum câțiva ani era apa, gălăgie și bubuială și tot felul de chestii de astea. Nu mai vedem așa ceva. Totul e cu mințenie. Ia ca pustiu. Plaja din Mamaia pustie.
No, bine, mergem și mergem și mergem și mergem și mergem ca să ajungem la niște umbreluțe. Eu, de fapt, vreau să văd apa. Astăzi nu intrăm în apă, astăzi plecăm peste 2-3 ore, ne ridicăm ancora și ne deplasăm către casă. Dar, înainte de asta, mai facem o plimbare către apă. Am stat ieri jumătate de zi în apă, astăzi nu mai. În ultima zi, de obicei, cam așa facem, nu mai intrăm în apă, că ne cam ajunge. Nu sunt genul de om care să stea o lună de zile la mare. La mare e distracție. Nu rezist o lună de zile în zăpușeala asta, mă simt mult mai bine în confortul casei. Da, o zi, două, maxim trei. Ca să prind vibe-ul de la Marea Neagră, asta da, într-adevăr, e ok. Ne plimbăm prin Mamaia. Ne bucurăm de vacanță. Ia uite că simt aici niște camere, este pe terasă la restaurant Prestige. Camere de vederi, pupitru, în fine, aici se produc niște lucruri, nu știm ce. Probabil că sunt unii care transmit din Mamaia. Perioade de vacanță. Ne plimbăm puțin prin Mamaia. Ne plimbăm puțin prin Mamaia și admirăm peisajul aici, o terasă gen rustic, așa, cu bețe, stuf și spirit wild, bambu rumco, da, o terasă din Mamaia, foarte rustică, aici merită să vii noaptea, e adevărat, noi am petrecut o noapte în Mamaia. Normal că ne-au nebunit de cap bubuiturile de la distracții. E sezon estival, e stațiune de vacanță. Tulum. Normal că oamenii se distrează. Unde se distrează? La ei acasă? Nu ne distrăm la noi acasă, că avem vecini și respectăm vecinii și respectăm orele de liniște. Dar aici e zona de vacanță și normal că aici ne distrăm. Da, terasa asta e foarte drăguță. Tulum. Pe spirit, așa, pe... Ia să aruncăm o privire pe plajă, că s-a terminat terasa. Ok. Măi, plaja e departe. Conceptul ăsta cu Mamaia, că au lungit plaja, eu tot spun chestia asta. Au lungit plaja și pe tot mergem și tot mergem, că dacă o lăsa așa cum era natural, ce era. Ok. Bun. Ia ca niște spectacole de-astea tradiționaliste ceaușiste, că așa erau și acum 50 de ani, tot așa arătau spectacolele pe litoral. Nu este exact ce mă interesează pe mine, de-aia nici nu particip niciodată la vreun divertisment de genul ăsta, că nu mă interesează. Am altele de făcut. Am viața suficient de plină să n-am nevoie de astfel de divertisment. Ia uite, încă o terasă de-asta stuf. Păi, super fain, arată bine aici. Ia, mă duc să văd cât costă o cafea. Captain Morgan Tiki. Ia uite ce drăguț. Frate, e chiar drăguț, îmi place. Aici e super să vii seara. Normal că la ora asta e pustiu. E înainte de ora 12, spre exemplu. Cred că nici n-a deschis. Dar arată super fain. Aveți cafea, vă rog? Aha. No, bine. Ia uite ce fain. Frate, îmi place. Super. Iată telegondola din Mamaia, de aici pornește. Merge cu ușile deschise, merge încetişor, te urci. Asta deja închis ușile și pleacă. Ia, uite. Vine așa. Turistul se urcă. Aici încă te poți urca. Deci este safe. Mergi cu mușeli, intri în telegondolă și mergi mai departe. Mai vine una. Uite așa. Așa. Ușa se închide. Și pornești spre cer.
iată telegondola din Mamara. Look at this. Telegondola din Mamaia. Cam așa arată. Iată telegondola din Mamaia. Asta vine, alta pleacă. Aici e punctul terminus. Te urci și vizitezi orașul de la înălțime. Cam așa. Despre asta este vorba cu telegondola din Mamaia. Și aici este bulevardul pietonal, fructe. Nu mergem la mere 15 lei. Ok. Autoservire easy. Noi vrem cafea că e de vreme, nu ne arde acum de mâncare. De altfel nici n-au deschis. Aici este ceva mai aglomerat, pe pietonală. Ia uite telegondola. Îmi ia fața. Mă bate soarele în ochi, nu prea văd mare lucru. Ok. Iată telegondola. Și Mamaia. Shaorma Master Grill la Mamaia. 28.33. Doner senzația verii. El e domnul Master și aici avem Master Grill. Restaurant Jazz. Pietonala din Mamaia. Ora prânzului, abia trecut de ora 12. Hei, hei, hei. Suveniruri și articole de plajă, tot ce vrea omul. Într-o vacanță reușită la mare, terasa țărănească Mamaia. Asta este Hotel Jazz. Asta este telegondola care s-a oprit. Asta e o clădire mai colonială, aș putea zice. Terasa țărănească este deschisă și lumea mănâncă sarmale, pastrama de oaie, bibar, hamsie și la etaj. Meniul zilei 40 de lei, casa românească. Și peste drum avem tot felul de pizze de clătite, de alegurii, hăinuțe, tot felul de articole. Casa Iancu în Mamaia. Sub telegondola. Telegondola se plimbă liniștită pe aici, pe la etaj. Ia uite, peste Hotel Jazz. Bravo, frate! Bună așa! Iaca! Te dai cu telegondola, aici avem Casa Iancu. Casa Iancu. 39 de lei, ciorbă de pui, ceafă de porc, piept de pui, hamsie de ser. 39 de lei. Ok. Mamaia. Hamsie cu mămăligă. Shopping, promenada, cazenu și așa mai departe. Efendi Kebab. Luăm o shaorma la Efendi. Uite, stai Efendi. Asta e terasa, am luat și o cafea de peste drum, 5 lei cafea, un espresso, un americano. Terasa Efendi. Turcească. Shaorma 35 de lei, foarte mare, foarte bună. Aici e telegondola care se plimbă pe deasupra noastră. Așa. Mamaia, în mijlocul sezonului, pustiu, Efendi, terasă cu kebab.
Poftă bună! Litoralul românesc la Mamaia, sunt turiști, sunt mulți, dar nu foarte mulți. Nu este foarte aglomerat. E aglomerat, dar nu foarte mult. Ok, sunt doar câteva rânduri de șezlonguri aici. Și... cine vrea cobrigi? Șezlongurile. Ăștia sau noi de la șezlonguri, îți vând șezlonguri când intri pe plajă. Deci câteva rânduri de șezlonguri și în rest plaja pustie. Plaja din Mamaia, care a fost mărită. Nu știu de ce. Uite, e tot drumul ăsta pe care trebuie să-l facem plus. Habar n-am de ce. Mamaia 2024. Aici avem un bar pe plajă, unde se mai rătăcesc câte unii. O pizza este 50 de lei, durează o oră să ți-l aduc. Hei, hei! Ce să zic? Nici turismul numai aici a fost. E bine totuși că avem cabina asta de schimb și putem să ne spălăm. Uite, avem apă aici. Și ne spălăm de nisip când ieșim de pe plajă. Asta e chiar un lucru bun. În afară de asta... Asta e Mamaia 2024. Rămas bun și revenim cu alte subiecte.